În ultimul meci al etapei a treia a Ligii I la futsal s-au întâlnit în sala Constantin Jude din Timișoara, CFR Timișoara și nou promovata Vest Deva, care, deși era în deplasare, a început meciul în atac, deschizând scorul în minutul 8 prin Mimi Stoica în urma unei faze fixe. A urmat o repriză cu ocazii la ambele porți, cu o posesie mai mare pentru gazde, în care apărarea de Viana a făcut față cu brio, iar când apărarea celor de la Vest Deva a fost depășită, bara s-a opus șuturilor timișorenilor. Nou promovații au avut și ei ocazii de a mări diferența pe tabelă, scăpând pe contraatac, însă nu au reușit să-l învingă pe Teddy Lungu, scorul la pauză rămânând 1-0 pentru oaspeți. A doua repriză a început cu o dominare clară a CFR-ului, deveni încercând să apere avantajul de pe tabelă și să speculeze prin contraatac eventualele greșeli ale bănățenilor. Însă cel care a înscris a fost tot Mimi Stoica după o bâlbâială a echipei gazdă. Recuperează Răzvan Radu, bine acolo Robert Lupu, calcă pe balon, minge pentru Mimi Stoica, 2-0! 2-0, Mimi Stoica dublă în această întâlnire. A urmat un final de meci de infarct. Când mai erau 3 minute din meci, CFR scoate portarul creând o superioritate numerică în atac și reușind prin George David să înscrie, relansând astfel jocul, cu atât mai mult cu cât echipa de Viana comite cea de-a 6-a greșeală. Raul Filimon, fost component al formației timișorene, menține avantajul pentru Vest Deva, apărând lovitura de la 10 metri executată de Vali Ilaș. Cu un minut și 3 secunde înainte de final, vine mult așteptatul gol al egalării înscris de Ștefan Cârstici în urma unei recuperări la care devenii au reclamat un fault la portar. 11 secunde s-au bucurat ceferiștii de egalul de pe tabela de marcaj, deoarece devenii, profitând de o greșeală, au marcat prin Alioanei golul ce readuce pe Vest Deva în avantaj. Ion Alioani spre Mimi Stoica, balon care ajunge cumva la Alioani și este gol. Gol pentru Alioani, care sare pe tribuna acolo și îmbrățișează pe suporterii veniți pentru echipa sa. Ce eroare au făcut acolo timișorenii și primește și un cartonaș galben Alioani pentru gestul său. Căutând măcar egalul, ceferiștii se precipită în atac, faultându-l pe portarul Vrânceanu și ajungând la rândul lor la cea de-a 6-a greșeală personală. Și o bună ocazie pentru Mimi Stoica să facă hat-trick-ul în această întâlnire. Mimi Stoica apără Vlad Iancu! Răzvan Radu! Gol 4-2! Scorul final de 4-2 pentru ACS Vest Deva, echipa de Viană producând surpriza etapei, anunțând că va fi o nucătare în campionat. Etapa următoare, în 15 octombrie, se va desfășura derbiul Devei la Sala Sporturilor între FC Auto Bergamo Deva și ACS Vest Deva.